Așteptate încă de anul trecut de către persoanele cărora le erau destinate, ajutoarele europene au acumulat o întârziere importantă. Acestea ar fi trebuit să fie distribuite unor persoane cu venituri mici încă de anul trecut. Se pare că așteptarea beneficiarilor acestor pachete cu alimente și produse alimentare se apropie de sfârșit și că ele vor fi distribuite în următoarea perioadă de timp. Licitațiile s-au desfășurat pentru furnizorii de pachete din cadrul programului POAD 2015-2016. A judecat pentru județul Buzău o firmă din județul Prahova care va distribui atât în județul Buzău, Prahova și Dâmbovița. Din păcate se va mai întârzia, întrucât chiar astăzi am primit adresă prin care ni se comunică că s-au depus contestații. Dintre cele 12 loturi care au fost licitate, doar două au trecut, iar celelalte, printre care și lotul 3 din care face parte Buzăul, au fost contestate. Urmează ca aceasta să fie soluționată și imediat după aceea, în funcție de rezultat, probabil se va încheia contractul sau se va relua procedura. Aproximativ 125.000 de beneficiari din județul nostru așteaptă încă de anul trecut sosirea acestor pachete alimentare care le-ar fi de un real folos.